Vara aceasta, 6 vedete răspund celor mai sufocante provocări sub soarele caniculare ale emisiunii noastre, ce pune de fiecare dată totul pe jar. De data aceasta punem degetul pe hartă cu precizie la Mamaia. Da, am așa poftă să dau una în barbă la unul. Dinte pentru dinte. Ba mă supăr, sorry, ba mă supăr. Mamă, intru după aia și o mor. Dați-ne și nouă, vă rugăm frumos, bani să plecăm de la Neamarin. Cerșiți, vă rog. Așezați-vă confortabil și savurați împreună cu noi cel mai picant și tentant cocktail de vedete aici, la Serviți, vă rog. Să începem. Vladimir, hai condu mașina aia, că tu știi să o conduci. Hai, vină cu aici. Ai cheile mașină și vii cu ea după noi, da? Vin. Bă, să mergi încet, că ai caprele cu tine. Da, și în mașina aia n-aveam caprele cu mine? Na, 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 na. Vezi că ăla e șoferul de-al nostru, să-i tâmpit, fii atent. Ce aveți, mă, să vă ține bunic? Vezi că ăsta-i prost. Bă, bă! Eu vreau să ies pe acolo, știi? Băi, băiatule! Ai permis? Normal! N-ai semnalizat nici la stânga, nici la dreapta. Păi vrea, dar cât de bine merg, cine să vină din spate? Bă, dar era să te lovească, vorbesc serios. Cine să vină din spate? Eu merg cu motocicleta, vreți, eu și cum eu pilotez, nu conduc. Ia-i bre carnetul și lasă-l în pace. Ia-i carnet, ia-i carnet. La motor nici n-am semnal. Băi, de două, de două aici, merg fără semnal. Vino pe aici. Îmi pun poalele în cap cu ăștia de la CIRT dacă fac glume pe asta. Mamă, uite ce rulotă, bă! Da, tu și mată? Dar uite la asta. Uite, ai rulotă? Mamă, ce frumoasă rulota aia. Așa are și Lenny Kravitz în Bahamas. Am văzut pe net una asemănătoare cu aia. Și stă băiatul acolo, frumoasă-l cu câinele lui. Și poate mai ia de nevastă. Când am ajuns la circ, eu eram așa, cu ochii peste tot. Eram cu frică. Am zis și la ceilalți, fiți atenți. Italienii ăștia sunt foarte periculoși. Și normal, când se cuplă ei cu neamarin, e mare nebunie. Când facem animalele, îți dau microfonul și prezint animalele. Te urci acolo, te ridicăm. Prin ce mijloace? Așa. Te ridicăm în momentul ca să distram atenția încolo, da? Am înțeles, da. Și noi ieși ne apucăm de treabă. Acum, ce faci? Stai, mă, durează copil. Durează o secundă. Nu! Aici nu faci nimic dacă ce spunem noi, că dacă îi rupi o mână, noi suntem responsabili. Păi, fată, tu ești încălzită să faci așa ceva? Tu ești artistă. Vrea să mă facă cum se face pe spate, ca să mă demorțească. Nu te face nimeni, poate te face pe spate, pe față, nu te face. Ai răbdare. Ei, n-avem decât o jumătate de oră aici și eu am văd. Ne-am venit să vezi că ne-am îmbrăcat la fel. Hai să vedem care cum. Gata, nu mai vorbește nimeni. Parliamo italiano o rumeno? Dello spettacolo. Dello spettacolo, sì. Italiano? Sei tutta italiana. Allora io parlo italiano quando sono su. Ci stia sei italiano. Băi, nu mai vorbiți între voi, vă rog, că n-aveți timp. Îi traduc. Nu traduce, că el îi duce, lasă. Ești poliglot, ești polivalent. Lasă că mă duce. Ai văzut că suntem îmbrăcați la fel? Obosește asta, mă, obosește cu vorba lui. Vladimir ăsta vorbește mult. Și degeaba! E prima dată când am deschis gura! În loc să vezi că suntem îmbrăcat la fel! El vede numai prostii! Ce vrei, să fiu așa obedient și să fac tot ce vrei și atunci care-i fanul? Cred că oricum îl enervez grav, pentru că tot timpul nu mă pot abține să nu-i simt punctele sensibile și le ating. Mi-e frică să-l enervez pe Neamarin, dacă moare. E acoperit, are asigurare, dar mi-ar părea rău, că cred că nici 80 de ani n-are, săracu. Oricum am înțeles că își dă seama că e bătrân și că vrea să se retragă. Venise un poștaș cu pensia. M-a suit pe un inel care a ajuns la o înălțime destul de mare, considerabilă, adică muream sigur. Ce că acolo să stai? Uite-l pe Vladimir, s-a dus direct pe candelabră. Ca, acum, pe el, să vezi ce faci. Îl las acolo până la sfârșit. N-are o curea ceva dacă pică mare. Mă lași aici, hă? Să repetăm mai liniștit. Da? Fii atent aici. Eram sigur că lor le este mai frică decât îmi este mie. Adică instinctul de conservare în cazul meu nu există. Stai mâna! Mă dai jos sau mă dau singur? Aoleu! Aoleu! Băi, ești nebun! Caz de acolo, băi, nebunule! Dă-mă jos, că mă dau singur! Băi, dar nu știu de unde se dau, stai așa! Mai ca domnului, ce tântiv! Dar cum să-l urci, mă, fără ceva o curea? Dă-mă jos, bre, că mă dau! Ia uite, mai am o mână, atât! Așa, hai!
Mersi, neamări. Bravo. Dacă pe mine m-ar fi urcat așa, cred că leșinam acolo, eram legumă. Și s-a pus și Ruby, mă, care s-a pus într-o poziție cu capul în jos și doar cu picioarele prinse de aia, în râs de ea. Stați să mă dau jos, neamărină! Băi, nu vreau așa, mă! Îmi curge sângele în cap, că mă prăpădesc! Nu știam cum să mai dau drumul de acolo, mi-era foarte frică că eram destul de sus. Și a mai venit și un domn de la circ, mai glumeț și jap, dă-i și învârte-mă când eu urlam acolo de nu mai puteam. Gata. Hai, Vladimire! Păi nu tu ai zis că vrei așa! Vreau și eu să văd dacă pot așa. Serioasă, că oamenii se... Uite, acum trebuia să intri cu ea. Tu intri cum îmi spune ea. Nu mai vorbi atât de mult, că deja fac alergie când te văd. Eu am vrut să intru, dar când a plecat, ea s-a dezechilibrat aia și era să cați. Păi da, dacă nu stai lângă ea și vorbești cu camera. Lasă camera, lasă camera. Certă, signore, certă, signore, Marin. Tu fii atentă, uite cum face ea, și încolo, și încolo, și înainte, nu vorbești. Da, si, signore Marin, mi rompi colioanii, signore Marin. N-am ce fac. Când te luam cu asta. Vrei să fii promovată cu matura? Vrei să te promovezi cu matura? Cu matura, când te dau unul, că nu. Eu știam la ce să mă aștept, iar ăștia la alți erau atât de panicați că, bă, dar n-am înțeles nimic. Asta e și ideea, o să înțelegem pe parcursul show-ului. Tu nu mă purți rău, vezi că sunt și astea pe aici pe jos. L-am lăsat repede pe Max, că m-a zăpăcit, frate, câtă energie are, m-am vârtit câteva ori, eu stau prost cu urechea internă. Dacă mă învârți de câteva ori mai repede, mai pierd pe drum. Zic, lasă mai bine că iau pe Antonio, că e de înălțimea mea, sunt mai bărbată decât el, îl domin. Ia tu pe Max, că e mai înalt, iau pe Antonio, că e mai înalt. Pe sus, stai așa. Da, mă, eu fac așa. Nu, stai dreaptă, stai dreaptă. Antonio se dădea în spectacol. El și cele 35 de kilograme ale sale erau peste tot. Și o țineau pe Gina, nu înțeleg cum dracu și în ce. Și făcea cu ea așa. Și la un moment dat am zis, bă, ai ce mai fraier, știi? Și am luat-o pe... Sore, oare? Nu, am luat-o pe Rubi. Și priza. Așa? Și câmbrile. Și eu. Dacă eu îl prind pe ăsta care face așa ce... Nu, dar dacă eu îl prind pe ăsta care face... Uite ce-i face. Neamărin are o pălărie. Poți să-i faci orice lui, dar să nu te atingi de pălărie. Bă, deci nu știu ce relație are Neamărin cu pălăria aia, că parcă îi apucă dracii când vede că... Și la un moment dat își lasă omul pălăria și sunt mai multe persoane, că am stat și am urmărit, bă, care dracu ia pasă pe pălărie? Pălăria mea e aici, pe scaunul ăsta. Eu mă duc și eu în drept, să te uiți tu cine s-a pasă pe ea, să-mi arăți. Stai. Băi, nu știu cine îi strică pălăria lui Neamărin, pentru că la un moment dat pălăria era în fața mea, îmi mutam privirea, mă întorceam, era turtită. Acum, în afară de cadru, ok? După aceea, avem același animale. Okay. Care, ăsta, camera? Asta e de a el, da. Am înțeles, asta să vezi ce-i fac. De când am venit aici, am simțit la Max o energie pozitivă, dar și că e pus pe șoti. Ca să nu-și dea el seama că eu l-am văzut, am luat pălăria și m-am dus la Vladimir. Și era pe șere și am pus-o ca fiere, al dracu, tu ai făcut. N-am făcut eu. Ca el să simtă că eu nu știu. Ești la asta nebun? Mea. Să mor eu dacă ți-am făcut ceva, ești nebun? Cred că pur și simplu îi face plăcere să provoace disconfort oamenilor din jurul său. Băi, Neamărină, ia-ți bre asta. Și nu, că uite bre ce-ți fac ăștia. Da.
l-a pus jos, dar el nu știe câtă forță am eu. L-am prins așa de tare de gât, de mai avea, cred că, câteva secunde și se înghițea limba. Dar cineva din circ m-a părât și mi-a luat o super mega bătaie, cu tras de păr, cu tras de ureche, cu vânătăi, m-am zgâriat. Cream că e Namarin. Există o tensiune, nu știu dacă e sexual. Dacă așa facem de glume, știi? Între ea și Namarin. E care pe care, nu știu, sunt doi masculi alfa. Nu știu acum cum e haită, știi cum? Ia zi, Maxim. Brenda Mare, ai vorbit tu sau ți-a clănțănit proteza? Să-mi iau un băț ceva. Ce faci? Băi, auzi, dați-vă după rulotă voi încolo, dați-vă după rulotă. Am ieșit din circ pe o parte și m-am întors pe cealaltă parte. L-am simțit că el vrea să facă ceva. Am făcut două nuielușe, m-am dat după rulotă să vedem. Când îl văd, titil, titil. Cu pietre dai? Da, da. Du-te, că-i vine. Băi, scoate telefonul! Eu n-am știut că mâna dreaptă are altceva decât pietre. Nu mi-a fost teamă. Și când m-a dat așa, mi-a dat cu un nou. Telefonul! Ah, da? Ah. În clipa când am văzut ouul pe mine, s-a terminat. Stele verzi am văzut și am zis, gata, te nenorocesc. Hai, și! Am intrat într-o capcană singur de fraier și m-au prins și m-au aruncat în lac. Ce-i făcea acolo? Cine? Mă? Ești ăla, bre, mă sufoc ăla, numai dacă ăla. Deci acum, fii atent, ești primul care o să moară în direct. Deci, bre, am copil, se naște în două luni. Eu am și nepoți, Ajutor! Max era undeva la mijlocul lacului, iar Neamărin, bă, că să vedeți cât de drăcos e omul ăsta, înota după Max cu un extintor în mână. Deci la nu se lasă neam. Mă nec să mă rog, dar nu mă nec! Ce ai zis, băi? Uite, deci tu știi cine-s personajele, nu? Probabil de ale noastre. Max și Neamărin. Neamărin a putut să înoate până acolo? Și are un extintor. Da, și are un extintor în mână. A, păi, cred că îl ține la suprafață extintorul. Cred că se ține de extintor. Duceți-vă la circ. Hai, Gina, hai să mergem. Hai. La terasă, apucați-vă de treabă, că eu am treabă cu ăsta aici. Pentru că lor le-a fost destul de greu să se întoarcă pe uscat, iar noi toți deja aveam încă o oră liberă. Ne-a făcut Neamărin semn să plecăm, să luăm mașinile, să luăm ce avem de luat, farfurii, furculițe și muzică, ca să-și continue războiul cu Max, probabil în liniște, să n-aibă martori, nu știu. Vezi, știi cum face foc? Uite așa. Așa. Să vedem cum face foca după 2-3 ore. Bre, dacă stai cu ăla acolo, eu nu ies. Treaba ta. Hai că mă mănâncă lipitorile, dracu. Și eu ți-am zis să ieși. Ajutor! Băi, om, la apă! Băi, băi! Băi! Cine mă să vină la tine? Băi! Da, da. Sunt aici, pe ușa, farfurie de plastic. Furculițe. Și furculițe. Da? Grație! Grație mile! Și vedeam domani! Ce, plecăm cu mașina? Si! Haideți încoașe, lăsați-l acolo, că îl luăm mâine. Nu cred că ți-a venit pensia, lasă-mă în pace. Da? Bine, bine, al dracu să fii. Ce faci tu? Îți spune, până nu-și iar scuze, nu mai pleci de așa. Jur că nu-ți mai fac nimic. Juri? Jur! Dacă mai faci ceva, ascultă ce spun eu, va fi rău. Hai, lasă-mă să ieși. Hai că avem treabă, hai. Asta a fost pedeapsa pe care am primit-o pentru că i-am turtit pălăria. Și dacă știam că ăsta e prețul, lăsam pălăria și mângâiam pălăria și aveam grijă de ea. Eu de la circ am plecat pe jos, între timp am făcut autostopul și am venit cu un trenuleț. N-aveam nimic la mine, n-aveam bani, n-aveam telefon, udularcă. Am ajuns aici la terasă și am apucat să pregătim petrecerea. Bă, sunteți nebuni, ia uite băi, stau în pat. Ce? Păi băi, toată lumea... Aștepta. Păi cine mă, eu am rămas în apă, v-am zis, duceți-vă și pregătiți mâncarea, plecăm cu alea, hai repede, îmbrăcați-vă în costume. Ți-vă, dracu, costumele voastre. Haide, jos, mergem jos. Vreau să-mi pun asta pe mine cumva. Nu știu.
să ți-l pui pe tine. Nu, da, nu cred că... Nu poți, nu pun-o, că n-ai cum. N-ai... Ba da, uite. Ăștia, de... Au terminat pe pe... Și cum îl mai spun? Nu trec de... Mă umflu așa și explodeam. Cine pune el? Uite ce proastă sunt, că stă să deschidea. Am venit, ne-am schimbat foarte repede aceste costume și a trebuit să urcăm iar în car să ne țigănim pe muzică de data asta. Strales Baftalonea, Marin, am plecat! Asta am venit o două cuvinte! Vă așteptăm la Crema aici peste câteva ore! Hai cu muzica aia țigănească! Pentru autografe de la Nea Marin, trebuie să veniți în seara asta la Club Crema. Veți primi, bineînțeles, și un pupic și un scuipat de la Nea Marin ca să nu vă deoache! Hei, taie-le microfonul! Pe car, am avut într-adevăr niște glume proaste, recunosc, cu Nea Marin. Ne-am distrat foarte tare, foarte, foarte tare pe car. A fost muzică țigănească. Și când s-a cunoscut pe mine, m-am făcut așa blondoță cum sunt. Duceți grătarul, uite, vă arăt eu unde, duceți șaunul, vă duceți, luați lemne de acolo, băieții, fetele, vă apucați, după ce șterge acolo, să aranjați perne, mese, da. Băieții s-au ocupat de grătare, cred că e cel mai ușor lucru să faci grătar, stai pe plajă, să mai arunci un lemn, să mai întorci cârnat, adică au tocat iarbă la câini, dar mai așa. Nu mă, băi, nu așa, nu acum, stai simplu. Rubi, mi-aduci și mie niște hârtie de acolo, te rog. Așteaptă hârtie de la mine, după ce mă duc la bine. Bani. Să nu vină bătrânul. Antonio, ți s-a stins focul, Antonio! Asta, de fapt, aprinsese niște șervețele. Ne-am speriat toți, am zis că a reușit. Deci o să facem acele cărnuri mâine seară, cred. Ia, nu faceți nimic, bă. Nu faceți nimic. Stăm noi aici. Da, mă, dar cum piști tu ăla care ne salvează pe noi de fiecare dată? Tu ai făcut absolut totul. Păi, ce-ai făcut, mă, până acum? Pasiune, fii atentă că... Uite-te că... Mă! Băi, știi ceva? Tu te ia, dracu. Are un afer cu Leona Maia. Am avut o criză de râs cu Gina. Nu mai puteam de burdă, credeam că leșinăm. Râs de la de oboseală, că nu mai știi de tine și încep să te amuzi din absolut orice și n-ai niciun haz. Păi, sore, stai, da? Păi, dar ce să fac acum? Așa, să fac mămăligă. 4 minute și intră lumea peste voi. Să vă văd eu ce faceți. Credeți voi că se așează cineva așa? Să n-ai pe masa asta nimic, să n-ai aici frumos adevărat, făcut. Adevărat, Nea Marina. Să așa arată o de-asta unde vrei să stea lumea. Nea Marina, adevărat, de-aia sunteți șeful nostru. Arată urât, nesem. Eu v-am zis. Haideți că ne ocupăm acum. Vă rog. Deja mă ocup, ia, eu deci personal. Ocupă-te, Rubi, ia să vedem. Hai să ne facem că facem treaba un pic, că vine Marin. Vine Marin. Hai să culegem scoci. Băi, de ce nu puneți ăla, băi, pe foc? Tuciu, de ce nu puneți pe foc apă în el? Ai, am zis, dar el nu face nimic, am zis că eu stau cu carnea în frigider apă degeaba. Apă în el și să pui apă pe foc. Bă, voi să vă sedeți de față la ce se întâmplă? Apă. Apa, apa, apa. Vladimir, dragia. Gina, fă-te și că tragi de o canapea ceva. Ce faceți, mă, voi? Aranjăm astea, că stăteau strâmb. Lasă-mă alea, n-aveți nimic. Păi n-ați zis să facem mesele frumoase? Băi, băiatul, nu mai știu cum e numele. Băi, parcă nu știu că m-ai visat azi noapte. Nu pui el apă transpirat. Foc. Nu pui el apă foc să pui apă în el să fiarbă. Așteptăm să se facă jarul puțin. Bă, băiatule, tu de unde ești? Le-am zis să aducă. Deci eu am făcut până acum astea și tot înțeleg, eu sunt de vină, că sunt fizic un fraier care nu mă foc. Unde ești ceilalți? Bă, la altarul unde îl ardem pe rug pe Nea Marin. Am făcut două focuri, am luat jar, am făcut mici, cârnați, carne. Oh, de mama voastră! S-a schimbat, Nea Marin, parcă e scos din cutie. A întinerit cu 28 de ani, nici 60 de ani nu zici care. Du-o acolo lângă voi, cum bate vântul, de aici, da? Așa bate vântul. Da, o dai în partea asta, ca pe asta așa. Să vă duceți tot ce vă trebuie acolo. Păi am adus deja masă, nu o vezi lângă noi? Unde-i mă masă? Uitați băi, acolo. Băiatule, bă, cum putea... Câți are, mă, 29 de ani?
Nici măcar. Voi băiatul. Da, e, nu-i masă. Atunci, la, ascultă-mă pe mine. Iei masa asta. Așa. O pui la un metru de ăla. Și duci acolo. Furculițe. Iei mici, le pregătești. Deci le duci e prea acolo. Mică aia, asta vrei da, să zici. Mă, da, mă, nu, nu, de ce să-mi folosim mai puțin de cuvinte? E precum cățeia mici, 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 care latră des și enervanți. Cum se numesc aia? Îți vine să dai voleu cu ei de fiecare dată când îi vezi. Pechinezi, mă. Sunt pechinezi, aia vin, latră după o pisică, știi? Și la un moment dat când ajung pisica, pisica se întoarce. Și ăștia începe să fugă. Antonio, vino-mă în coasă, vorbim amândoi, mă. Vino-mă în coasă. Cu Antonio, normal că te înțelegi, că el vorbește la fel română. Ah, uite. Dacă-ți bag una în gura aia, e prost, o să vezi cum e. Haide să mergem până Marin! Fugi, fugi, mă! Ce să faci? Să fugi loc. De ce să fugi? Să-mi iau într-o mână și merg cu tine în mare și te bag până când te nec. Fă treabă, nu mai mânca atât. Deci mă internez la nebun. Mamă, ce mi-ai făcut, o să mă iau, să mor eu. Aba, dacă îmi dau lui ăsta, acum a sete. Mă mor, mă tot! Ia te-ncă, băi, 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 mor, mor, băi, te mor! Hai să întoarcem, că n-avem ce să facem. Să facem animație, bună seara. Dar n-avem muzică, mă. Animația se concluzionează cu intrarea în Clubul Crema. Pentru petrecerea țigănească. Bălbălia s-a terminat. Vine de seara la petrecere. Sunt facultăți de alea pe afară. O singură persoană. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Să ne organizăm. Așa de la... M-a durut aia. Am să te înfrai, ai acolo să ne să râdem de ei. Ia uite ce s-au stâns ca la circ. Vine, 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 vine. Vine armate, neicămate, dragostile mele toate, dragostile mele toate, șaraiman și șaraiman. Vine, sala! Se simte că la sala Palatului. Da. Haideți să-l ardem pe Neamarin! Este foarte, foarte distractiv, dar este și foarte. Doamne, cât e de obositor. Și e mai distractiv dacă reușești să te fofilezi așa de la muncă, cum fac eu. Hei! 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 Țiganca și Darama pe față. Neamarin, în seara asta nu muncesc! Rubi, lasă joaca! Vina în seara asta de bandera! Hai, la treabă! S-am dansat pe mese, mi-am pus toalele în cap, cum se zice. Am făcut toată nebunia. M-am distrat foarte, foarte tare în seara asta. Atât că tot trebuia să fugă Neamarin. Nu știam cum să mă ascund. Mai bine punem focul aici, a? Și luăm de acolo, că e mai, luăm exact. Mai jur de acolo, să rămână doar jarul, că e mai organizat da, acolo. Da, hai. Sunt foarte mândru că am avut ideea, nu știu de unde mi-a venit, să facem două focuri, pentru că nu aveam cărbuni. Și ne-am folosit de cărbunii unui foc pentru a alimenta celălalt foc sau jarul. Gata, mă! Bine! Vezi, mă, că am reușit, ți-am bine, zis? Bine, mă! Și trebuie că făcut ăștia trei, mă, că mi-au dat, nu mi-au ieșit la numărătoare. A, Ruby a fost, era toată cu plămânii pe afară, ea le-a luat mințile și privirile clienților. Chiar că Vladimir și mă și mama dracu au făcut. Nu vă supărați! Aveți nevoie de asta? Aveți nevoie de ea? Mulțumesc! Bine, cum adică, da? Să rămână! Bă, cine, iar ai adus, mă, tu ai pus asta aici? Da, termină, mă, de ce mi-ai dat-o? Dă-o de lângă foc, că o să hai, ia hai, femeie, tu faci, o să faci o vreo prostie aici, vai de capul tău. Băi, nu mai aduceți astea pe jos aici, că cine a adus-o pe asta? Mai văzut mișcându-mă de aici? Dar cine a adus asta jos? Vre, uite-l pe dracu gol aici. Uite-l pe dracu gol. Tot timpul vii la mine, bacu aia, bacu... Fugi, fugi, mă! O cauți cât ești de mică. Așa. Sore! Da. Azi Neamarin să duce astea la masa aia. Păi du-le tu la masa aia. Bine, dar azi Neamarin să iei comand, dacă eu sunt de animație în seara. Păi uite câte comenzi tot iau. Poftiți, dați comanda la Sore, vă rog. Bine. La Sore sau la Max, la oricine în afară de mine. Ia uite, părbule. Am dus meniuri. Deci deja se fac de aia. Ai dus meniuri, ia vină cu aia. Am dus, haideți să vedeți. Și așa de la muncă cât am putut. E, ce să fac? Mi-a ieșit. Fii atent aici. În clipa asta a încetat gluma. Dacă mai faci o glumă de aici încolo, ai să zici, Doamne, de ce nu l-am ascultat pe omul ăsta? Știi ce-ți fac? Nici nu trebuie să știi. Da? Și nu mai vorbești mult.
Hai. Mai cum e posibil eu să fiu singura care se ocupă? Uite câte mese sunt, nici nu mai știu dacă v-am mai întrebat. Wow. De cele mai multe ori când mă uitam în jur, terasa era goală, adică era plină de oameni, dar fără personal. Eu am luat aproape toate comenzile. Știu că și Gina a mai luat două, trei mese. La un moment dat, nici nu mai știu cine mi-a dat banii, cine nu mi-a dat. Certe că am dat vreo 400 de mii din șpaga pe care am făcut-o. Am mai plătit niște note. Cred că au plecat sau nu mai știu. A, dracu, cât e de mică să vezi. Am luat comanda, ce vrei? Sting eu lumina de tot. Mă, da, chiar trebuie să faceți fiecare persoană, că parcă sunteți puși special să faceți poze cu noi, să trageți de noi. Băi, deci sunt unii oameni, te bară pe tine să faci poze. Am avut asta pentru că mi-a plăcut foarte mult fustița asta. Am luat-o pe cea mai mișto, că de eu m-am dus să iau costumele. Cred că are 10 kg. Deci m-am gândit tot drumul pe care îl făceam, zis, bă, să nu rămân în chiloți. Calc pe fustă, mâinile ocupate cu tava, zic că asta lipsește. There's a feeling in the air. Nothing you can do now, baby. It's just too late for you. Mie-mi place să trăiesc, pe fișor să îi iubesc. Pe bărbații bag în boală, câteodată pe suboală. Personajul din seara asta se numește Firoana de la Răbișoara. S-a născut din dragostea mea mare pentru folclor. Nea Marina a fost impresionat când a văzut costumul și nu s-a așteptat să mă vadă așa. Nu știu la ce să mai așteaptă de acum încolo când apar eu seara. Ce divă, nene, în showbiz, să vă uitați la Ovi, la Firona. Mă duc să vând chilos, că am două pereți la preț de unii. Mă las să le vând. Păi dacă... Ce? Ce să faci? Să vând chilos. Unde aici? Yeah, mi-a trimis sora mea din Spania. Nu zic. Ce? Să cumpărați la reducere de acolo. Să vin asta aici? Un prieten al meu mi-a trimis niște chiloți de firmă și la un moment dat am început să vând chiloți pe terasă. El n-a crezut că o să vând, însă la prima masă când m-a dus am vândut 3 perechi din prima și în momentul când am văzut că au scos banii, a început să mă iară să mă bată, că cum să vând eu chiloți la terasă, cu toate că chiloții erau noi nouți, erau și de firmă și erau și la un preț foarte bun, 2 bucăți la 100 de lei. Auzi, de ce deranjezi oamenii ăștia, mă? De ce deranjezi oamenii? Nu se vinde așa ceva aici. Ieși afară de aici. Ia schiloții și pleacă. Nu, acum. Schiloții și pleacă. Auzi. Băi, auzi ce a zis? Hai. Hai, facem un joc ala pe tot. Pleacă de aici. Ia schiloții. Ia schiloții de aici. Ia schiloții de aici, cum am zis. Ia schiloții. Ia schiloții de aici. Ia schiloții, Firia. Vrea cum să fii. Bine că a venit Ovidiu, că acum e pe el. Ți-ai pus dres, Firia, al dracu, să fii cu dresul. Păi n-am ardeal să fiu perfectă pentru batalia. Pentru mine, Firia, al dracu. Și la petrecerile astea un mare plus este Ovidiu. Ca manager, clar, te bucuri tot timpul când ai un om care îți face lumea să zâmbească, să simtă bine. Asta căutăm cu toții. Nu are domnul cu bani. Am numai 100 de euro. Deci am eu atunci. Vezi banii. 100 într-o plec. Să-i pot sănătoasă, neam? Cât am făcut bani? Am vândut de ești, am vândut 2 cu 1,5 milioane. Mai trebuie să mai vând încă 2 părești, mă duc în Spania la mama. Vedetele își fac treaba, zâmbesc, oamenii vin să le vadă, dar nu le spun exact ceea ce vor. În schimb, Ovidiu le zice o glumă la ureche, mai strânge din sutien, mai își scoate un picior, știe exact ce trebuie. Foarte tare tip. Unde-i Gina, frate? A luat-o și ea pe cărăt, lasă că mâine, fii tu atent. Mâine plecăm din club. Mergem și mâncăm. Nu știu, mâncăm ceva. Chiar tot școala. La ce am ajuns așa să fiu fraiera tuturor? Unul din voi care s-a liberat poate să vină, că nu mai poate să facă față. Vladimir vorbește la telefon și stă lângă foc. Păi puneți-l la treabă. Băi, de ce ești, mă, neam prost? Hai să mă fac să lucrez puțin. Mamă, cât sunteți? Cred că trebuie să chem pe cineva mai apă. A, vi s-a luat? A, păi trebuie să vin atunci. Ai scăpat. Speram. Am scăpat, ce bine că am scăpat. Neamărire, sunt niște oameni nemulțumiți aici. Nu știu cine le-a luat comanda, dar încă n-a venit.
Ia uite, bre, am adus și asta. Ia uite cum s-a făcut, e perfectă. S-auzi, aia, fii atent. Băi, pune-o jos. Păi nu, că vreau doar să... Așa. Și aia spune-o, punem tot așa pe ceva. Nu, no, dar trebuie un fund pentru asta. Nu. Hai să vă ajut aici cu mâncarea. Nu-i fierbinte, să știi, e așa doar bine. Du-te la mese, nu veni aici. Afară, du-te și la mese. S-au apucat ăștia să facă mămăliga. Înainte să facă carnea, până s-a făcut carnea, va dura vreo 3 ore, mămăliga s-a făcut terci. Pune-o pe tavă, mămăliga, toată mămăliga, cu fundul sus. Pe farfurii din astea. Păi da, dar de pe tavă punem pe farfurii din astea. Cred că în satul lui numai sushi a mâncat. Nu văzuse mămăligă în viața lui. I-am zis, bre, uite, mămăliga, mă se pune pe un fund de lemn. Nu bagi cazmaua sau ce dracu aia. Băga așa, ăla, noi ne-am chinuit să o facem frumoasă, știi? Uite, cu din asta așa, nu o să le placă. Vezi? Asta zic. Ce să fac? Să mă asculți, bre, asta se face. Pe un fund. Pe un fund atât de mare, Vladimir. Păi am găsesc eu din aia scândură. Am scândură în spate. Rămâne așa. Când vreau să mă duc la treabă, mă conește Neamarin. Cât ești de mică, știi cum te iau într-o mână și merg cu tine mare și te bag până când te nec. Fă treabă, nu mai mânca atâta că mi-ai mâncat viața. Dacă nu faci treabă, nu știu ce să fac. Păi am făcut treabă, Neamărine. Ia comenzi la clienți. N-am fost la fiecare masă, să mor eu. Dacă să vaită cineva, ia, treci pe la toată lumea acum. Lasă microfonul și treci pe la toată lumea. Dracu copilă, bă. Am reușit imposibilul, mă. Îl enervez atât de tare pe Neamărin, încât nu vrea să mă mai vadă. Și nu mă mai pune la muncă. Hai cu mine. Unde? Depinde. În lume. Nu te duce, sore. Pa, n-ai deloc treabă. După ce am muncit o grămadă și deja m-am enervat pentru că mă simțeam singură acolo, cu siguranță nu eram, dar de fiecare dată asta era senzația mea, am zis că gata, voi face și o prostie. Chiar m-am enervat și am zis că nu mai sunt fata bună și mă duc și eu la distracție. Și l-am luat pe Vladimir, am zis că nu pot să mă duc singură. De ce vrei să mă faci părtaș la chiulul ăsta al tău? Pentru că și tu te-ai plictisit. Hai. Nu m-am plictisit deloc. Deci mă internez la nebuni. Am făcut eu bani, stai liniștit. A, de ce ne-ai zis mai așa? Că o să-mi iau bătaie pe tema asta. Iacov, să încerc să bată pe cineva, fii atent. Și ne-a adus biciul la proastă idee. Nu s-a gândit ce provoacă. Gata? Da. Și așa vrei să mergem pe stradă? Da. Știi cum o să putem să stăm nicăieri. Acum ne ducem, acum ne ducem. Păi da, știm că am venit să plătim și... Hai, da. E 11:30. Băi, nu mai putem o oră și să ieși bine așa din concursul ăsta, să nu ieși oaia neagră. Dar nu să sunt să fie o martiră. Tocmai deci v-am oprit acolo crnați, v-am oprit pâine, nu, v-am oprit din astea. Obosită. Și ce? Pot să iau eu din atribuții. Băi, nu, eu sunt aici de o lună de zile și m-am culcat doar 3 ore pe noapte. Eu te cred. Și am 60 de ani aproape, așa că voi... În două zile, pe la energia care o aveți voi. Eu am zis asta, că ea e obosită și vreau să și foarte iau eu bine. Din atribuții. Asta fiecare a făcut. Numai asta ta, uite, asta, draca asta, să vezi ce bici pun pe ea. Asta Marine, își bate joc de toți. Lasă-o în pace. Ea e obosită, iau eu din atribuții. Fă, fă. Ce făcea ea? Debarasează, fă. Ieșim pe partea la altă, hai. Nu, mă, ne faci. O să mă urască pe veci. Bună zi la Casa Firone, din partea acasă. Bă, doamna, ne-a o poză cu doamna. Da, haideți să repete, că dacă mă mor, Neamarin, că trebuie să lucru. Nu, nu, nu. Are nimic, doamna. A, da, mai cu nil. Hai, la dracu. Dă-mă o vinieță. Măi, eu nu am văzut niciun grătar. Sunt convinsă că băieții n-au stat chiar degeaba să facă o mămăligă. Am mâncat un rest. Ne-a pus Neamarin deoparte într-o farfurie câțiva cărnăciori și niște bacon de la sau costiță și la un moment dat am găsit un rest că mai mâncăm și resturi, meu. Orice mai rămâne de la alții. Nu vrei mămăligă? Ce bună eu am făcut-o. Stai să iau eu o gură. Asta am gust. Da. Are gust de... Am acum, nu-i chiar așa rea. M-am înfipt în mămăligă, în momentul în care am gustat-o, am simțit că mănânc metal. Avea un gust de metal, cred că atunci când au cojit-o de pe ceaun, au cojit-o cu tot cu jumătate de ceaun. Sore mănâncă numai cașcaval pane, seara și dimineața brânză pane. Normal că mămăliga i s-a părut așa de pe altă planetă. Doamne, doamne, mi-am pus pâine pe limbă, presam numai să treacă gustul ăla. Oribil. Hai, hai! Yo. Hai! Bă, de obicei, femeia e furată, e furată. Mamă, ce mi-ai făcut, o să mă iau, să mor eu. Sper că nu vine. Hai că te-am scos în lume, nebunule.
Sore, nu zic eu sore, de ce a zis că avea gust de metal? Pentru că vrea să plece, m-a luat cu japca, nu știu de ce, cred că îmi vrea răul sau ceva. Eu vreau chiar să mă liniștesc cu Neamărin. Mamă, dacă nu-mi dau lui ăsta, acum a sete. 6 Neamărine, 6, 6! Stai, văd în gură. 7, 8, 9, 10. Cea mai pitită, că ne ascundem de Neamărin. Cea mai pitită, avem două proiectoare cu noi și suntem îmbrăcați ca la circ. Neamărin, la Andrei aici. Taci din gură, taci. A venit Neamărin. Vorbesc serios? Da. Ți-am salvat loc. Mie? Da. Auzi, băi, ăia sunt colegii voștri acolo. Da, n-am scuză. Eu credeți că am timp de voi? Păi eu mâine vă pedepsesc. Știu, Neamărin. Vă rup oasă. Nu, chiar așa merită. Haideți. Hai. Chiar m-am simțit prost când a venit la mine și a zis, bă, dar ție-mi ție rușine că ai lăsat pe ea să muncească acolo? Mie chiar mi-era rușine, știi? Dar sunt slab. N-am putut să-i zic nu lui Sore. Ceea ce mă pune pe gânduri. Dacă îmi cere altceva. Ați venit aici pentru ceva și aici pentru ce muncim cu toții. Nu vă convine? Liber. Au plecat mai mulți din emisiunile astea. Ai, Doamne, cum să plec? Dacă nu vă convine regimul, aveți ce face. Noi fugim. Păi da, fugiți, chiar vă rog, uite, fugiți în noaptea asta. Fugiți, vă rog. Și cu asta, da. Nu știu pe cine să-mi fac. Fugiți, vă rog, de la serviciu, vă rog. Da? Chiar vă rog. Văd că nu mai puteți. Și tu spui nu mai pot rușine, nu mai spuneți că deja au. Dar mâine mi se propun să facem schimb Rubi să facă ce am făcut eu și o să fac ce a făcut ea. Rudy, trebuie discutat cu ea. Păi dacă ne dai pe toți afară, cine intră acum mai muncește? Eu fac, băi, eu fără voi pot să fac, băi, frate. Eu pe asta mă bazez, că dacă pleacă Rubi, o să fie nevoie de noi neapărat. De mine, o să fie dezastru. Le-a invitat pe clienții noștri și a fost super mișto, a ieșit super bine, mi-am plăcut foarte mult. Am încins dansul, unde la început nu prea aveam chef, când după toată morala, m-au luat copiii la dans. Chiar ne-am distrat, pentru că s-a ridicat toată lumea de la mese, am făcut horă, am dansat pe pereche, am dansat noi fetele pe mese. Rubi zicea, hai să facem cancan și a ridicat piciorul undeva până sus și am zis, măi, fetiță, ne vede toată lumea, chiloții, adică, hai, ce, hai să fim tru, să fim tru. Haide! Ce să ridicați la Neamărin? Pentru Neamărin! Cu efectele tale, muzica! Cu efectele tale! Vrăinile, vrăinile! Ne jucăm! Nu mai jucăm! Haide, mă! Vrăinile, vrăinile! A fost cea mai mișto petrecere, pentru că mie îmi place foarte mult muzica țigănească, muzica lăutărească și chiar dacă eram foarte obosiți, n-ai, frate, când e simți ritmul ăla de... Știi? N-ai cum să dansezi. Și mie mi se pare foarte ciudat că particip la lucrurile astea și simt că nu mă prostituez. În mod normal aș avea probleme să fac tot ce am făcut cu dansatul pe mese, dar nu înțeleg, ori m-a întâmpit, știi? Ori, nu știu de ce, chiar îmi place. Frumos pentru că atmosfera asta, muzica țigănească, e o muzică frumoasă. Muzica țigănească, nu manelele. Cred că 80% dintre clienți au venit și au dansat alături de noi. S-au prostit cu noi. L-am văzut prima dată de când am venit pe Neamărin satisfăcut. Deci era atât de mândru de ce am realizat și de faptul că mai știam încă câțiva pași din ce ne-a arătat el. Telormănean, îi place! Bravo!
Pe mine, ca manager, mă interesează ca lumea să guste evenimentul și să se simtă bine. Cred eu că azi a fost cea mai reușită petrecere din ultimele două săptămâni. Eu sunt varză, nu mai sunt mămăligă cu brânză, sunt varză. Așa, abia aștept să mă duc în cameră, să fac un duș, să stau cu picioarele așa sus, să mă relaxez și după aia să dorm, că nu, chiar nu mai pot. Ai, ce bine! Întorc la tine iar și iar, mare albastră. Se întoarce valul tău veșnic la mal. Până la ora 1:30. Terasă, curățire, o luăm de aici, ducem grătarul în spate, ducem totul, aranjăm terasa, măturăm. Între timp cât facem curățenie, punem și șezlonguri, luăm bani, luăm și comenzi, ne angrenăm în tot ce se întâmplă aici. Bine? Astăzi o să facem aceleași chestii de dimineață, cum facem de obicei. Și am crezut că ziua o să fie așa, de minunată, relaxantă, dar nu a fost. Dacă n-am murit de mâna lui Nea Marin, trăim 200 de ani. Și aș da cu grătarul ăsta în cap. Mamă, ce aici, mâncava sufletul. Care arunca, mă, cu șervețele? Cine de cât ăștia-i voștri? De același program, dimineața la plajă, ne ocupăm de plaja. Pe căldura aia și pe soarele am stat, cred că 3 ore în soare. Am aranjat mesele, am aranjat scaunele, am dat cu mătura. Te rog eu să faci treabă, nu te mai fofila, că încep, fii atent. Nu, Nea Marine, dar știți care e problema? Că eu n-am dormit toată noaptea, că mi-a fost rău, am stat pe plajă, am vomitat, am astea. Nici eu n-am dormit, că n-au dormit. La 7:20 am ajuns în cameră, că nu mai puteam de rău. Și fă treabă, lasă-mă cu făcutul tău. Olo. Max, sunt vase de spălat? Da, le spăl eu. Le spăl eu. Stai, lasă-mă pe mine, lasă-mă, că nu, mai, nu pot să mă plimb peste tot, că sunt ruptă. Ca și în zilele anterioare, m-am fofilat cât am putut. Dați vasele alea aici, dați toate vasele la mine. Cel mai mult îmi place să spăl vase. Ce faci, mă, stai jos? Spăl vase. Păi se spală în picioare vasele. Lasă, nu te audă Nea Marin, că nu mai pot să stau în picioare. Spălam pahar, îl puneam acolo, se adunau toate, terminam tot. Păi iar și le luam, le puneam în chiuvetă de la capăt. Și am spălat pahare curate de 1000 de ori. Numai să mă vadă Nea Marin că fac ceva, ca să pot să stau jos și să nu umblu prin soare. Băi, v-ați înghesuit iar toți acolo și nu e bine. Max, ieși de acolo. Mă dau cu cremă. Acum termin repede, Nea Marin. Toată ziua mă dau cu cremă azi. Ce vă mai place să aruncați cu șervețele, dar a doua zi nu vreți să le strânge. Fii var mâinile ale naibii să vă fie. Nea Marin, ia zi-mi ce fac. Ia zi. Voi doi, după ce duce el gunoiul, luăm, uite, câte una de asta și le băgăm în club. Hai. Și le băgăm în club undeva pe mijloc acolo. Ce frumos a scris el aici, Marin. Stai așa. Stai așa, Max. Stai așa, Max. Să nu dai. Nu, domnul. Max și Marin. Ai bine. Corect. Eu v-am zis că se simt o tensiune sexuală în aia, dar nu știam între cine și cine asta. Te-ai văzut? Așa te să întreb pe Nea Marin. Nea Marin, nu te supăra, cu ce poți să te ajut? Că dacă te vede că stai... Am găsit o altă tehnică. Tu stai și vezi că vine, te duci repede la ea și zici, Nea Marin, dă să fac ceva. Și se moaie în secunda 2 și ai scăpat. Deci și eu să bățească Nea Marin, n-a pățit în 5 sezoane. Mamă, mă simt vinovat. La caș! Cine sunteți? Dar aici nu mai dormi, nu mai e nimic, hai, s-a destus tot. Acum gata. Ești mort. Băi, nu mă doase păr, băi. Nu, să nu vă intre nimeni la toaletă două zile să fie constipați toți, dacă n-ați văzut. Ești nesimțit de n-am prost direct. Be careful, Nea Marin is like Steven Seagal and Chuck Norris in the same body. Oh, perfect. A trebuit să plătesc cu aceeași monedă și mi-am chemat și-o prietenii. Familia, sora și cumnatul meu practic aikido și am zis ăsta e momentul în care trebuie să-i facem un mawashigeri și chiar dacă el ne face un gedan barai, noi o să contracarăm cu un uchimushi, guchi. Da. Ultima unde e așa, uite așa. Ăla e thank you. Crede-mă, că n-ai cum să ieși de aici. Oh, băi, stai-ți mă că mai am de muncă. Stai-ți mă că mai am de muncă. Camate cubi. Băi, Rubi. Să mergem împreună. Max! Iau comandă, Nea Marine. Hai, lasă și hai la treabă. Ia, am clienți. Bă, ola, sore, acasă ai menajeră? Da. Ai, da? Și vreodată, dacă Doamne ferește, să știi că viața merge așa.
Ce te faci? În a treia zi mi-a demonstrat Sore că are un stil de a mătura cum n-am văzut eu la nimeni. Pune mâna stângă, așa face cu mătura, de la dreapta spre stânga, după aceea și stânga spre dreapta. Zic, mă, dar trebuie să dai nisipul în jucolo. Nu-i nimic, că îl dau pe aici, poate trece printre crăpăturile alea. Știi ce o să pățească Nea Marin? N-a pățit în 5 sezoane. Bine, Nea Marin, să-ți facem mână în gât. Jos, frumos. Hai. Ce mai facem? Trebuie să vezi una foarte mișto acum. La fel o mână în gât. Aici. Și de ce a fost să-i pălăria frumos? Știi și cușcă-i de... Ce bine i-ar sta la Nea Marin cu asta înfiptă în gât. Dar s-o spăl întâi, că îl respect și nu vreau să-i dau cu nisip. Auzi, instinctoare în caz de Doamne ferește, de foc. Avem? Unde? Arată mie. Da, dă-mi coace să am eu un acolo în caz de foc. El a venit cu un instinctor. Și zic, opa, moșul ăsta vrea să faci ceva. A văzut pe Nea Marin că a luat asta, se face vreo prostie. Și o scot de acolo și pun în alt loc pentru mine. De când se cunosc, Nea Marin și Antonio se înțeapă într-una. Și tot îi dă capace, țipă la el. Adică înțeleg că omul simte nevoia și el să facă ceva la rândul. Se întoarcă cumva, să se răzbune. A zis Nea Marin că n-ai cum cu ce să-l atingi, mă. A zis că nu e frică nici de tine, nici de sensei, nici de mama senseiului. Vorbesc serios, eram de față. A zis că cine, mă, ce ai nebunit? Păi să vină, mă, încoace dacă n-ai nicio problemă. Te acolo. Unde? A zis că să te unde? Chem, unde? Dar să unde? Nu veniți doar doi, unde? Să veniți mai mulți, că n-are unde? Timp. Unde? 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 E pe la bar acolo. La bar? Da. Hai. Vladimire! Aoleu! Băieți, băieți, băieți! Hai! Hai încoace! Ia pe toți! Mamă, mă simt vinovat! Vladimire! Păi nebunul pe mea! No! Hai de am două bicicleta! Hai că vreau și să fac o baie, că-mi doresc din tot sufletul. Hai. Nea Marin era pe aici? Aminte, Vladimir, ha? S-a dus încolo când? Acum cât? S-a ascuns. El s-a prins, s-a prins, mă. S-a prins, da, știu că s-a prins. Scapat de moșul ăla. Hai pe plajă că te sapară. Vladimir, ține și-a. Trebuie un colac! Antonio! Frate, pe bune, gata, asta chiar am simțit o fisură. Am simțit o fisură la timpan, pe bune. Păi vreau și un colac. Ce ai? Băi, deci chiar vorbește tare fata aia. Vorbesc foarte serios, deci am două fisuri mi-a făcut astăzi pe timpan. Mamă, frate! Bă, pe bune, nu mai țipa, pe bune, mă doare. Stai că m-a ridicat inima și sunt mama aia. Colac, băi, colac! Bă, gata cu gluma, ai vreau să mă relaxez, că m-am săturat. Și să țip la mine și să... Păi și ce să faci? Uite, să taci din gură și să te relaxezi. Am plătit 185 de lei pe sejurul ăsta la mama aia, vreau să mă bucur de el, da? Gina, tu ești telefonul încă da mea, da? Da. Cred că nu te asociezi la prostii cu... Brei, eu stau de pe margine și mi-mi perci să râd, da? Acum, da. Dacă ți-o fac ei, nu pot da, să zic da, că nu m-aș bucura. Da. A, te-ai bucura, da? Puțin. Te-ai bucura? Nu, dar dacă e gluma bună, râd. Da, dacă... Acum și matale. Da, asta dacă e le proastă, fac nu râd, da. Că știi că mie nu plac glumele proaste. Pe energie nu ta, eu știu. Dar vezi că te urmăresc peste tot. Da, las. Gina e așa cum o știu, muncitoare, serioasă, tot ce o pui, aia face. Au încercat ăștia să o bagi în echipă, să facă drăcii, nu. Are felul, nu o să bagă, face treaba bine și foarte bine. Aha, o luat ăla de aici. Ce? Ce cauți? Instinctorul ăla a luat de aici. Cine l-a luat, Antonio? Antonio căra ceva într-o pungă neagră, nu știu dracu era în ea. Instinctorul care l-a lăsat acolo, îl luase Antonio, îl pusese în altceva și eu l-am găsit. L-am luat și mi l-am dus la vecini. Am simțit că se întâmplă ceva, pentru că Max a început să se fofileze, să se ascundă și am zis, bă, de ce să mă duc eu după el să-l verific? Cel mai bun lucru să-mi iau eu măsuri de siguranță. Peste tot, de la cafenea până aici pe plajă, am arme, lemne, cozi de mături, de toate puse, oriunde se apropie de mine, le rup cap. Erau la 30 de metri de mine, amândoi discutau ce să facă, cum să facă. E, în clipa aia am zis, acum e momentul să atac. Max! Hai! Hai, pe el! Pe el! La caș! Prinde-l! Max! Prinde-l! Doamne, curte-aici! Curte-aici, mă, că vă omor! Vă omor cu tot! Hai, pe el! Nu credeam că dracu de Antonio o să vină și el. Eu cu ochii după ăsta am simțit din spate că mai vin, că m-am întors, o haită de oameni, femei, bărbați după mine. Și am zis, băi, dar ce se întâmplă? Decât să plângă mama, mai bine să plângă mama lor. Și am început să dau săracii mirea milă. Cădeau așa precum puricii. Când dădeam jos, dădeam jos. Prinde-mă! Trebuie să fie omor!
Ține-l! Deci se ține dracu de nemorii, n-am văzut așa ceva. Deci abia l-au pus jos, abia au dat cu el de pământ 10 persoane. Abia l-au pus jos. Și cred că îi arunca în stânga și în dreapta, dar sora lui Max nu știu ce a făcut aici, o procedură, nu știu cum se cheamă, și nu prea poți să teme, adică l-au imobilizat. Din fericire, Nea Marina a luat bătaie de la sora mea. Sora sa m-a prins de deget, m-a strâns atât de tare. Cum vrei, Nea Marina, să te bată o fată? Da, sora lui Max mi se pare că a făcut judo, karate, nu știu ce a făcut. Știe ce să strângă, când să strângă și ce să dea pe spate. Erau toți călare pe mine, nu știu câți erau, erau toți pe mine și am zis stop, gata. Chiar ce cu frumoasă. Doctor, e rău. Tata, uite, mă tot. Ai mâncimată la el? Ai mâncimată la el? Max. Ce mă faci, bine? Vin Constanța. Gata, mă, jos. Hai, mă, jos, gata. Nu, ce jos? Gata, mă, jos. Stai cu minte. Puciți acum. Sunt cel mai fericit om de pe pământ, pentru că l-am bătut pe Nea Marina. Știu că nu-i frumos să te bați cu lumea și nu e ok să bați pe cineva, dar Nea Marina merita. Mie mi-ar fi milă să-i fac astea lui Nea Marina. Mă gândesc că e de vârsta lui tata. Bravo lui Max pentru inițiativă. Nea Marina, ai fugit de mine de 2 ore. Vino în Constanța, vino în Constanța. Câte ore? Aici nu mai dorm, nu mai ai nimic, haine, s-a distrus tot. Distrus tot. Plătești. Era plin de praf de la extintor, era plin de nisip și foarte agitat. Niciodată l-am văzut atât de agitat. Nu pot să mor, vreau să merg în lac. Mi-e frică, nu vreau să ajung la mal sub nicio formă. Vreau să fie în liniște. Vreau să dorm o oră atât doar. Și în somn vorbești, sunt sigur că vorbești în somn. Da. Păi, pe bune, un minut, vreau să vedem dacă poți să taci. Am mai făcut jocul ăsta cu mulți oameni. Mi-au zis că dacă tac un minut, câștig. Am pierdut. A fost o plăcere. Nu, gata, gata. Promit, Savoria, promit. Dar promit, uite, mugle. Nu mai pot să mă rog, mai pot. Pe drăghia, le enervează foarte mult faptul că vorbesc tare și mult. Și-a plecat de pe hidrobicicletă. Eu nu vreau să mă întorc, vreau să rămân în larg acolo, că n-aveam chef să vin aici să mă pună Nea Marina la treabă. Și au venit în not amândoi și eu am rămas acolo, am dormit, am moțăit un pic. Norocul nostru a fost că Max a făcut o prostie mai mare decât noi. Prostia noastră a fost trecută cu vederea, nici măcar nu și-a dat seama că am fost plecați. Dragica aia chiar trăgea să rupă degetul, frate. Face karate, eu am văzut-o. E o fetiță subțirică, pur și simplu e slab Nea Marina. Acum gata! Ești mort! Eu? Mort! În Brazilia te duci! Eu mort! Întâlnire de gradul 3. Să nu te vând, deci fii atent. De aici să pot naște prostii. Hai bine, că nu... No. Eu pe omul ăla puteam să-l omor. De ce nu l-am mort? Nu te văd, deci să nu te apropii de mine, că acum știu. Nu ți-a rupt degetul. Nu ți-a rupt degetul. Păi dacă trebuia să stai. E o procedură de Aikido. Era procedură de Aikido. Tu fii atent. Indiferent cu unde vei fi și cum vei fi, hai să vezi. Deci Nea Marina, jur. Jur. Te-ai jurat în apă? Nu, jurat? Lasă, nu. Deci, aia, nu mă jur, am simțit de ce am jurat. Dar ai cuvânt, când ai zis, eu puteam să te fac oricând. Deci de ce nu mai te-ai jurat? De ce nu mai, deci gata. Zim dacă vrei, Nea Marina, zim ce vrei să fac. Nu faci nimic. Deci tu poți să iau liber? Îți faci treburile care le-ai de făcut. Tu cu mine trebuie să fii foarte atent. Te oftici, bre. Ești ofticos. 6 inci pe mine sunteți de vot. Nu 6, bre, 3. Eu, sora mea și cumnatul meu. Te-a bătut o fată, Nea Marina. Îți dai seama? Poți să trăiești cu chestia asta? Deci o fată te-a bătut. Bă, vrei să vezi cum îți dau ție să-ți dau să-ți duc capul? Eu nu m-aș mai duce la Tellerman în județ acolo. Sărută marea pentru mine și spune că mi-e dor de ea, așa cum este dor de tine, când nu te pot vedea. Să vă fie de bine! Mulțumim mult! Mulțumim mult! De viața! Ați mâncat dumneavoastră? Eu? Când o să vede că mănânc eu, mâncați și voi de acum încolo. Ce viață aveți? În vacanță, uite, fripturi. Nu, așa... vreau să mă simt vinovat că mănânc. Am zis, nu, dar așa au făcut și colegii care au fost. În seara asta, petrecerea este bal mascat. Deci trebuie să faceți rost
de tot ce vă trebuie pentru acest bal, toate astea. Trebuie să țineți cont de ce vă spun eu. Primul indiciu este restaurantul grecesc. Acolo veți găsi de toate ce vă trebuie vouă. Dar atenție, o să fie două pungi. Una mai mică și una mai mare. Care ajunge primul din clipa când dai o start și ia punga mare cu de toate. Care nu, o va lua pe cea mică. De acolo nu pleacă nimeni până nu vi se dă celălalt indiciu către altceva. Păi e clar? Start! Când noi am auzit start, am văzut negru fața machina și nu știu ce am mai urmat. Trebuie să câștigăm cu mintea. Trebuie să ajung la neapărat la unul de ăsta, la un restaurant acolo. Ce restaurant? Cum să... Cum la unul grecesc? Am încercat să gândesc că nu mi-a ieșit nimic. O să trebuiască să alerg. Poți? Asta e că nu poți, nu pot. Am văzut că am rămas ultimul și am început să alerg și eu ca prostul. Și mi-am dat seama că de fapt nu trebuie să fiu eu mai rapid, trebuie să încetinez pe ceilalți. Bă, o ține-o pe Rubi și duceți-vă voi înainte. Bă, ce ești de bun? Hei, du-te, mă, duceți-vă. Ce faci, mă? Bă! Să mor eu, Vladimir! Dar zi-mă că trebuie să gândești. Abia așteptam să termine povestea ca să o iau la fugă, să mă duc, să mă urc pe bicicletă și să mă duc să nu mă mai găsească. Și a venit drăghia, foarte bine intenționat. Iau, repede, că o țin eu pe Rubi, o țin eu pe Rubi. Și a început să mă țină de bicicletă și nu mai aveam forță să stau la pedale. Uite-mă, vine soare. Bă, voi sunteți nebuni? Lasă-mă, mă! Dă-te, ești nebun la cap! Băi, asta nu e joacă, competiție, dar totuși. Am agățat un băiat cu bicicleta, că la un moment dat Vladimir, despre care spunea că e prietenul meu, acum a fost dușmanul meu, s-a pus în fața bicicletei, efectiv mai avea, cred că, o milisecundă și mă dărma. Niște băieți de pe acolo au pedalat ca fraierii tot drumul și lor li se părea nedrept că le-am oprit de parcă ele pedalau. Când s-o iau pe jos, văd un băiat pe bicicletă, zic, hai, du-mă și pe mine, te rog eu, până la restaurantul grecesc. Hai, să nu mă dărâmi. Dă-i. Mamă, poate ne rupem cap. M-a luat băiatul și m-a dus în capătul stațiunii. N-aveam ce treabă cu restaurant. M-a dus la un fast food. După aia m-a lăsat acolo, în picioarele goale, pe cimentul încins și am venit pe jos până înapoi aici, la Crema. La un moment dat am pierdut-o pe Rubi pe drum. Deci au fost două fete la trei băieți, adică băieți. Sabotaj! Nu sabotaj! Nu sabotaj! Spate comanda! Nu, comanda, nu! Unde? Unde? Sabotaj! Sabotaj! Vin aici! Vin aici! Vin aici! Calimera, Calispera! Liciu, bună ziua! Băi, vă dați seama când... Nu mai băgați, eu am ajuns! Din cauza voastră era să ajungă prima! Am ajuns prima! Nu mai minții aiurea în tangai! Era cât pe ce să nu ajung primul din cauza voastră! Neamarin a ascuns ceva pentru noi. Într-o pungă. Cine-i șef, mă? Cine-i șef? Următorul indiciu de rasa Andreea. Cum? Suntem de la Sanepid, dar am înțeles că există niște probleme în bucătărie. Bună ziua! Și aveți niște lucruri ascunse pe aici. Aș vrea să găsesc exact unde se află problema. Bună ziua! Ia stai așa, hai, lasă că știi foarte bine ce căutăm. Au zis că sunt gândaci aici. Tu ia-mă așa, cald rece. Așa, ia-mă cald rece. E cald la afară. E cald. E cald de mări. Frige, Vladimir! Și aici? Aici e cald sau frige? Gânda, nu vreau nici să mă arăt. Frige, Vladimir! Să rămână! Aia e! Aia e! Mai aveam ceva. Gata, mai avem indiciu. Care este următorul indiciu? Pe plajă la Victoria, lângă apă, lângă mal. Plajă. A fost la brăjeală, i-am spus eu să vă zic asta. Vă duceți aiurea. Mamă, ce mă enervează Vladimir ăsta, băgame și picioarele. Vede el. Ce faceți? Ați văzut cumva vreun obiect asemănător cu ăsta? Am pierdut foarte mult timp târguindu-mă cu niște femei de la toaletă. Săracele aveau doar chef de vorbă, dar nu știau nimic. Și eu luându-mă după cheful lor de vorbă, zicea, a, știu ele ceva. Mersi! Noroc! Ce mai faci? Ce ai aici? Nu,
Ai ceva pentru mine? Da. Mă. N-am, actorule. Arată-mi ce ai acolo. N-am nimic. Arată-mi ce ai. Hainele. Ce haine, ia? Blu. Ia. Blu. Tu m-ai dus în eroare. Tu ce faci, mă, cu blugi? Mă, cu noștri am înțeles, dar n-ai nimic. M-am... Bă, cred că avem niște oameni aici care ne ascund adevărul. Cum s-a nimerit să vină unul chiar cu o sacoșă? Unde-i mamutantul ăla de Vladimir? Nu știu, mă. Mi-a ținut bicicleta și a fugit în față. Doamnă, sigur n-ați văzut nimic care să semene cu ce avem noi acum aici? Cu măști, cu... Să nu vă intre nimeni la toaletă două zile să fie constipați toți, dacă n-ați văzut. N-am văzut. Ați văzut, nu? Nu. Doamnă, o să fie deșert aici, vă zic. Toată lumea o să fie constipată, dacă mă mințiți. Al treilea indiciu a fost malul mării. Adică eu nu înțelegeam ce fac ei, pentru că se uitau ca vițica la poarta nouă, la nisip. Și niciunul nu zicea nimic. Ziceam, ce căutați? Păi trebuie să fie ceva nisip. Păi hai să săpăm. Uite aici! De aici era. Pleacă de aici! Pleacă că n-ai voie! Nu ai voie să faci din asta! Max! Nu ai voie! Nu ai voie! Nu trebuie așa, că și eu tot aia vreau! Ia, nu ai ce să fii! Hai, lasă-l, că stai din Africa, aleargă, nu vezi? Mort! Ciu! Măi, ești nebun, mi-ai ținut bicicleta! Eu câștigam! Te zic lunea Marin să te descalifice! Eram prima cu bicicleta! Nu mai ținut! Eram prima cu bicicleta! Mi-a fisurat timpanul, a doua fisură astăzi. Ce? Bă, cine dracule a îngropat, mă, zic, ava sunt! Uite, tu! Bă, sapă! Băi, te rog eu frumos. Ia, pleacă de aici! Ia, că... Ați nebunit? N-a făcut nimic! Pleacă de aici, iată! Gata! Gata! Vezi, uite, na, gata! Uitați-vă puțin la unghiile mele. Am zgârmat în nisip cu ele, deci n-am crezut că sunt capabilă de așa ceva, ca să dezgrop niște sticle de șampanie pentru petrecerea de diseară. Eu am crezut că sunt și ele îngropate, nu știu, așa, puțin în nisip. Sau nu... Eu cred că la un metru de nisip, îngropate în nisip. Pleacă-mă de aici! Hai, mă! Mulțumesc pentru că ai săpat un pic. Băi, dați-l la un păr de vin! Max! Hai, Max! Hai, acolo! Acolo, Max! Acolo! Băi, nu mă luați de păr, băi! Băi, de ce îmi venea să-i dau o bucată în gurile lui Max? Pentru că eu săpam acolo, abia am făcut să-i îngropița aia cu unghiile astea, nu mai puteam, mi-a intrat nisip sub unghii și a venit și s-a băgat și el în gropița mea și mă împingea. Zic, dacă iau și dau o bucată, lasă aici la zic, băi, Max, ești de aici. Dar a fost distractiv, știi cum, au ieșit copiii din noi la iveală. M-am mușcat! Bine, Max! Bine, Max! Rubi, pleacă că o să-i sparge, mă, să te lovești. Mai bine ați spart decât... Pleacă de aici! Nu! Băi, ăsta nu... Stai! Bine, m-am certat cu ea un pic din cauza că m-am mușcat. Și a ținut. Și eu cu sticla de șampanie și ea m-a mușcat. Și eu nu mai dea drumul și ea m-a mușcat mai mult. Am trebuit să dau drum de la sticla de șampanie, că altfel mă rupa mână. Frate! Bă, du-te, mă, de aici! Du-te de aici, că te stropesc cu tot vieții! Băi, ești nesimțit, băi! Ești nesimțit de neam prost, direct! Voi nu v-ați dat seama că să pați degeaba după niște șampanii. Dă-le dracu de șampanii, noi trebuie să luăm indiciu. Care e următorul indici? Aquamagic. Nu mai sunt? Aquamagic. Aquamagic! Noi, fetele, am ajuns la Aquapark. Eu și Gina, pentru că pe Ruby am pierdut-o pe undeva. Și cam în ce zonă trebuie să căutăm? Zona aceasta. Și voi plecați, vă mulțumiți cu zona aceea. E pe uscat sau în apă? Uscat. E pe uscat. Dar tu de ce stai aici să afli răspunsurile la întrebările mele? Am și o întrebare. Nea Marin a fost pe aici, nu? Băi, ce tare! Nu vrea să mai spun Nea Marin. Păi, fata, ăsta e jocul. He, spună câte ori vrea mușchiul meu. Ia-mă-ți, părinții! Zică de Nea Marin! Nu știi, părinții! Vrea să-i aduc un orgasm. Îl vreți aici sau în altă parte? Am vânătăi pe mine, am înghițit apă cu broaște, cu... Nu pot așa! Unde-i Gina? Vezi, mă, prietena ta! Unde-i Gina?
Stai aici. Uite, jur pe roșu, pe vă dau cuvântul meu de onoare. Dacă îmi spuneți unde este, merg la acolo și fac ceva, nu știu, muncesc ceva acolo. Ce zonă stai? Acolo este, mă. Băi, am și o mână ocupată, să mă. Hai, vină odată! Noroc, mulțumesc. Ce să fac, ce să fac? Hai că-mi fac un culcuș sub bar. M-am pus la somnic, am stat și acolo vreo jumătate de oră. Ce faci, mai? Nea Marie! Ce faci, mai? Eram sigură că faceți dumneavoastră ce... Ce faci tu aici, mă? Stau, ce să fac? De ce stai, mă, frate? Păi, dar v-am spus că și-am trișat, Nea Marie. Cine a trișat? Cine a trișat? Deci eu am plecat, eram prima în față cu bicicleta. A venit Vladimir, o țin eu pe Rubi, fugiți, m-au ținut cu bicicleta. Au luat-o toți înainte, după aia a venit un băiat, m-am urcat și cu el pe bicicletă și m-a dus în capătul stațiunii, m-a lăsat acolo, nu era unde trebuia și m-am întors pe jos până aici, din capătul Mamai. Păi, fată, ăsta e jocul. Tu trebuia să te ții după ei. Păi, cum să mă țin după ei dacă ei m-au ținut și au fugit, n-am mai dat de ei? Deci, tu faci aici bec tot. Curățenie, puse paharele toate la loc. Nu te-ai băgat în eu concursul ăsta? Eu le-am spălat pe toate ca un fapt divers, să știi. Hai să vezi diseară ce pedepse ai să primești. Că să mă pun la treabă, să curăț tot barul. Barul era curat, am zis, da, cum să nu, imediat. M-am făcut că-l curăț și pe ăla deja era perfect. Am avut o zi foarte frumoasă. Auziți, fetelor, uitați-vă pe sub pomii ăștia de aici, vedeți dacă găsiți ceva, un artificiu, un confeti, ceva, care să pară ca de o zi de naștere. Mă ajutați? Da! Deci uitați-vă prin zona bazinului, da? Pe acolo, pe la colace și dacă găsiți, luați și mi-aduceți, bine? Da! Hai să vedem! Haide, bravo! Hai aici cu el! Hai! Bine, mă! Bravo, Alice! Dă-mi coace, dă-mi coace! Cel mai distractiv a fost la Aqua Magic, unde am dat de copii iadului. Aoleu, același Vladimir. Deci la un milimetru, când copiii mai aveau un pas să facă să-mi dea punga, a venit Vladimir, a sărit în apă, a luat punga, au desfăcut-o. S-a luptat cu copii, mă. Băi, frate, mine, băi, adică mi-ar fi fost jenă. Să vezi cum împingea la fetiță și trăgea de pun. Că n-am văzut așa ceva. Chiamați părinții! Ce imaginație bolnavă poate să spună că am sărit printre fetițe să bag copii? Nu erau copii la Aqua Magic. Uite-ți-vă la scara, bă! Aoleu, aoleu. Băi, era să te lovești, mă, nebună! Ia, vă rupă! În roata mare din sat de vacanță. Ce? Roata mare din satul de vacanță. Având în vedere că eu am găsit indiciul, am primit următoarea destinație, și anume roata mare din parcul de distracție. A fost un pic freaky, pentru că era un parc gol. Și am senzația că e bântuit. Și am învârtit roata până am ajuns la haine pe care le vom purta noi diseară. Uite una! E? Și gata, și aici! Haide în aia, sore! Haide! Mersi! Pe ponton. Pe ponton unde? Pe podul lui Mazăre. Și de acolo, ultimul loc a fost pontonul din Mamaia. Ce e cu cealaltă echipă de n-a venit? Păi, lor nu le-am mai dat indiciu, mă gândesc. A trecut cumva pe aici o fată pe numele său Gina Chistol? A fost, nu? A luat-o? Mai era cu o fată, nu? Eu în locul vostru aș face un serial care se numească Gina, în care Gina să aibă rolul principal și rolul secundar și rolul negativ și tot, că Gina, deci pe bune, o iubește toată lumea. Ajungeam primul, măturam toalete, făceam tot, venea Gina, zâmbea, poftim Gina, indiciul. Podul lui Mazăre s-a dărâmat, a venit apa și l-a luat, vom face altul pe rând jos. Așa. Altul mai trainic și mai frumos. Dar ne-a zis că cine ajunge primul, unde a zis, mă? La pontonul lui Mazăre. Pontonul lui Mazăre, ăsta e indiciu. Dar fetele deja au plecat acolo. Degeaba au plecat, mă, n-auzi că sunt două. Trebuiau să fie trei ca să poată pleca. Deranjă? Trebuie să ne dai ceva? Hai, mă, că ne-au trimis aici pe ponton să luăm ceva. Bă, cred că muzică sau pe tine. Tu ești, de? Hai, mă, mâncarea sufletului, mă. L-am găsit, mă. De
premiul nostru, să ne pună muzică de seară. Oh, yes! Și cred că conducem de așa. A fost Gina mai înainte. A fost, nu? Mai repede? Le-ați dat ceva? Da. Ne-ați dat și nouă? Da. De ce ai dat tot pachet, șeful? Pentru că au venit acum o jumătate de oră. Hai să mergem, că fetele astea au luat tot. Avem DJ-ul, avem costumele, avem și câteva stile de șampon. Da, cred că noi conducem. Neamărin a spus de la început care sunt regulile jocului. Și una dintre regulile jocului era să fie toți componenții unei echipe în același loc pentru a trece mai departe. Cred că am câștigat pentru că Ruby s-a rupt de fete. Și pentru că n-au fost toate cele trei fete, eu le-aș descalifica. Mie mi se pare că noi am câștigat competiția, noi fetele, pentru că dacă punem la socoteală parcul de distracție, adică Aqua Magic, eu am găsit premiul. A fost un vis care a devenit realitate în momentul în care am pășit în curtea circului. În ce parte stăm, știi? Hai mă, ce contează! Am urcat pe scenă, am făcut un vals așa, în stilul lui Drăghia, că nu, n-are nicio treabă cu valsul, m-a târât pe acolo. Nu știi valsul? A fost teamă că o să alunecăm pe scenă, pentru că era apă pe scenă. Norocul meu că l-am avut pe Antonio, că dacă l-aveam pe Max, mă învârtea asta de mă lua dracii pe acolo și sigur zburam printre spectatori. Hai, o plecăciune! N-avea cum să iasă prost, adică orice tâmpenie am fi făcut noi, lumea tot ar fi aplaudat. Eu am rămas foarte plăcut, surprins de spectacol și italienii ăștia chiar se pare că se pricep. 100 de flotări, ești pedepsit! Bă, nu ți-ar fi rușine? Ai ridicat acolo să mi se vadă n-ai dansat în viața ta cum te-am dansat acum. Mi s-a părut foarte drăguț că am avut de improvizat un dans cu Max. Imediat cum am aflat că trebuie să facem un dans contemporan, am stabilit o poveste. Cum că noi intrăm pe scenă, așteptând întâlnirea și ne observăm, suntem timizi și până la urmă începem să dansăm. Și ce am dansat a fost exact ce am simțit în momentul ăla. În spectacol am încercat să fac cât pot de mult, în cât timp mi s-a dat. Ei au trebuit să danseze contem. Au făcut-o destul de bine, zic eu, mai ales că n-au auzit decât un pic muzica și tot a fost la improvizație. Eu mi-am spus de dimineață că dacă trecem de circ o să fiu relaxată, pentru că aveam emoții, dar mi-a plăcut foarte mult la circ, pentru că a fost o experiență pe care n-am mai trăit-o. Nu trebuie să te agiți tare, tu doar trebuie să cauți echilibru. Da, 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 doar da, îl ții, da, pur și simplu și cauți echilibru. Că dacă te agiți tare și nu... Amă, că iau și pe tine. A început un show minunat, a fost foarte mișto. Sincer, mi-a fost dor așa de la circ. Am avut și eu un moment cu frații acrobat extrem. Ma che cosa fa? Allora, 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 por favore, por favore. Antonio ca de fiecare dată numere senzaționale. Am rămas eu surprins cât de repede a putut să deprindă el să lucreze cu unul din băieții care fac exercițiile aeriene. L-a susținut pe cel mic, parcă era din echipa lor. Atenție! Grazie! Grazie! Por favore, pleacă! Vladimir s-a descurcat foarte bine. Nu a avut nimic scris, a creat tensiune la maxim. Șerpi, veniți direct din junglă. Gina neînfricată ca de obicei. Aplauze pentru Gina, vă rog. Bravo. Dacă are cineva curajul Ginei, eu nu. M-am plimbat cu șarpele printre spectatori și l-am ținut cât de cât, dar nu i-am prins coada, iar coada lui se prinsese de, se încolocea de piciorul meu și mă tot încurca la mers. Nu aveți idee cât de puternic poate să fie un șarpe. Strângem acum, ține-l doar de mână. Nu pune mâna, nu pune mâna la gură. Când am simțit șarpele la pe mână, fiecare fibră de mușchi, nu-l țineam de cap pentru că mi-era frică. Foarte des vedea spre fața mea și zic, dacă mă mușcă ăsta, nu pot să stai cu un șarpe așa lângă tine și să zici, ai, ok, nu, no. Am prins și cred că cel mai tâmpit crocodil care există vreodată.
avea coada liberă și începuse să mă pleznească în ultimul hal, nici Nea Marin nu lovește cum lovește crocodilul. Știi de ce? Pentru că mi-ai mâncat viața anul trecut și anul ăsta la fel, atât mie, cât și colegilor mei. There's a feeling in the air now, baby. Can you feel it too? There ain't nothing you can do now, baby. It's just too late for you. După ce am venit de la circ, a trebuit să organizăm petrecerea asta cu balul mascat. Păi lipsește, stați, bă, lipsește iara aia mică. Iara, Rubi, frate. Păi masca mamii, dacă nu mi-am mâncat viața. Hai, mă, stăm toți iar după tine cu masca ta. Aolo, păi ești frumoasă. Doamne, ce frumusețe am putut să am aici și mă gândesc că pleci acum și mă lași aici. Bă, o să vă fie doar rău de mine. Da. Trebuia să purtăm niște costume pentru un bal mascat, atât că mie toate costumele mi erau mari și am rămas în hăinuțele mele. Păi, toți își pun și atunci n-ai decât aia, nici pare. N-am Nea Marina, ce să fac? Dacă nu sunt costumațiile mie, sunt mari. Ne vedem cam peste o oră, așa, în Club Crema. Este chiar aici. Da, stați să văd că nu mă știu. A, da? Da, perfect, da. O să vedeți că o să ne strâng foarte tare. Avem deja două mese. Unde e Nea Marina să mă dau mare? Așa, așa. A, pe Nea Marina, nu mai fi supărat pe mine, zău. Nu, eu sunt supărat pe mine, mă, nu pe tine. Adică am avut sute și mi s-a întâmplat să se repete cineva în gâtul meu să mă prindă. Păi mi-au zis și ăștia circare. Băi, Nea Marina, cum nu-i rup capul? Uite faci, așa. Mă, tare vrei să faci, dar nu-ți place când îți faci. Eu te-am luat de gât și nu te-am. Bună tăi pe mine, două dracu. Lasă-mă, una e gluma cu moșul. Să spun ăștia, la sute, le-am făcut așa. Hai, mă, gata. Bine, dacă te tacă, mă, tare nu știu de glumă. El mi-a spus că nimeni nu i-a făcut chestia asta, ce am făcut eu. Nu mă interesează ce fac alții și totul a pornit de la o simplă pălărie. Ah, ce bine arăt să mor eu. A, voi le-ați rupt așa? Dacă aș fi băiat... Vrei să vii diseară la Crema? Cel mai bun outfit a fost al lui Ovidiu. Și îi admiram picioarele, brațele, machiajul, costumul. A fost fantastic. O apariție, o apariție. Genul ăsta de costum mă duce undeva la Rio de Janeiro. Am vrut să fiu cea mai spectaculoasă divă care a pus picioarele și o să pună vreodată picioarele la serviciu, vă rog, și implicit să-l înfrunte pe Nea Marin. Salut! Vreți să veniți de seară la Crema? Bună! Veniți de seară la Crema? Bine, stați acasă, pensionat, pe hotel. Mi-e prea somn. Am trei brățări gratuite pentru Crema. Vreți să veniți de seară? Doamne, fetele astea n-au limbă, sărace. Nu sunt vulgar și am încercat și o să încerc mereu să nu fiu vulgar și să las să ajungă la oameni doar partea de comedie, de show și dacă reușesc și le smulg zâmbete, menirea mea ca și artist este îndeplinită. Ah, uite, Abon, on Club Crema. Muy big festival. O să fie fiesta, petrecere, nebunie. With this one you don't need to pay for the entrance, you know? Bună, ce faceți diseară? Petrecerea cu tematica a fost bal mascat, dar trebuie să mă îmbrac cu chestia asta și Sexy Ovi a fost foarte drăguț cu mine și mi-a oferit și această perucă sau ce știu cum să-i zic, care mă strânge groaznic și am părul ud pe sub ea, dar din reacția oamenilor am văzut că am avut impact asupra lor. Da. Fii atent, pot să stau aici cu oamenii de vorbă, că mi-o să fie greu să mă duc cu asta. Acolo? Sau îi bag aici înăuntru, da? Și servesc ei, că nimeni... Băi, deci e o martiră. La intrarea în club a stat două ore îmbrăcată, cum era ea îmbrăcată, să facă lumea poze cu ea. Cred că a făcut 1000 de poze. Hai, mă, mică, toți copiii merg la școală la ora. Dar nu poți să dormi un pic aici? De ce? Am venit la petrecere, obosită, epuizată, complet. Nu mai puteam deloc să schițez nici măcar un zâmbet. Veneau oamenii la poze, nu mai puteam să mă bucur de nimic. Eram, da, bine, haideți. Cum să nu? Vladimir Drăghia este meniu. Eu sunt meniu și ai două variante. Deci, seara asta, sau Nea Marin. Cine? Cine vrei să-ți aducă orgasmul? Avem o discuție foarte importantă. Vrea să-i aduc un orgasm. Vrei să ți-l fac eu personal? Îl vreți aici sau în altă parte? Auzi? Îl vreți aici sau la pachet? La pachet, se poate? Atunci 0731.
Pauză, pauză. S-a făcut injecția. Ia vitamine. S-a făcut injecția. Nu am făcut, iau vitamine acum. Ia vitamine, dar faci și treabă. Mai avem două ore, fă treabă, că te iau pe sus așa și acolo te pun și stai și te usuci. Ia zi-o. O să ofer două orgasme, tipule. Am dat și un orgasm și un sex on the beach. Și a fost bine? Bă, ele n-am primit plângeri. O să zic, Gigi, era o mică. Ia și tu cu mes. Ne-am mai lăsat să beau și eu vitamine. Eu, un copil mai puturos ca asta, n-am văzut în viața mea. Ne-am mai ești leșinată de când ai venit. Mi-e rău, rău de când ai venit. Numai vorbă, vorbă. Mai am mau, mi-am marine, mi-am doar. Atunci, hai acasă. Mergem acasă? Plec acasă. Acum? Mă, să fac o injecție mai. Lasă, plec acasă. Vorbesc serios? Ultima seară vreau să te duci. Să poate. Eu uite ce am aici, trebuie să facem un concurs. Hai, faci, avem microfon? Avem? Fac cânțială. Comandă sau pleci acasă? Iau comandă! Ia comandă! Serviți, vă rog! Serviți! Asta e de la serviți, vă rog! Da! Păi suntem la serviți, vă rog! Hello! Dar cu asta ce ai? E un inel doar! Jur! Jur! E doar un inel! E doar un inel! Păi nu mai iese! Da, mă, dar zice, bine că scrie București tăiat, deci nu se... Nu știți Constanțe, Constanța? Da, spun bine, că nu mai e asta. Să-l cu masa acolo să mă rog, dacă n-aștept fiecare ce șcuță, dacă nu le-a făcut pe fetele alea de masă păcit. S-a concentrat numai pe masa aia și deja e... Ne-au ieșit foarte bine jocurile cu limbo și cu hula hoops, pentru că i-am avut alături și pe cei de la Circul Aquatic Obelucii, în special Jennifer, care a făcut un număr exact ca la circ. Aplauze pentru Jennifer! Am făcut și câteva concursuri, un concurs de limbo. Pira pentru regina pistol! Hai, Nea Marine! Nu mai îmi doresc să mai pronunț numele, că mi-e rău! Avem nevoie și de un medic, lui Nea Marine este rău! Și te-am rugat frumos să nu mai îmi pronunț numele, că fac alergie și plec! Am spus că te rog frumos. Te rog frumos. Te-am rugat frumos. Îmi fac meseria. Eu nu mai vreau ca numele meu să fie pronunțat de tine. Nu se poate asta. Am organizat petrecerea din seara asta. Tema a fost bal mascat și a fost bine până la un moment dat. Moment în care am cedat psihic. Hai să vorbim. Jocura nu-mi place. M-am simțit umilit în momentul în care eu, deși muncesc și am încercat să fiu un MC așa cum trebuie, m-am lovit de Nea Marine, care a zis nu mai vreau să-mi rostești numele. Aia a fost picătura care a umplut paharul și cu mâna în gât și cu asta. Mie nu-mi plac lucrurile astea. Stai, mă, că am treabă aici eu. De gălăgie, nu pot să urlum. Da. Am reușit. Am reușit ca să iasă bine și să spun. Iar eu sunt pus aici și când mi se dă microfonul, fac, trebuie să fac atotdeauna. Și trebuie să spun, Nea Marine, Nea Marine, Nu mai pot. Am vânătăi pe mine, am înghițit apă cu broaște, cu... Nu pot așa! Nea Marine îi place să facă, dar nu să îi se facă glume. Totul până la o limită, iar acum, spre final, m-am enervat foarte tare și am urlat și am înjurat. Mi-a băgat mâna în gât, iar atunci am zis stop. Dă-mi p***ți de treabă! Nu mai vrea, frate! Deci nu mai vrea să-i mai pronunț numele. Dă-o, dracu! Cine e el? Spun ce vrea mușchiul meu! Vrea să mi-a dat microfonul să fac emisială, fac, spun ce trebuie să spun. Nu vrea să mai spun Nea Marine. E, spun de câte ori vrea mușchiul meu. Nea Marine. Da? Hai, lasă-te! Nea Marine, Nea Marine, Nea Marine, Nea Marine! Tu te-ai în picioare pe sub asta! Păi,
Ți-am zis, mă? Ai, băiatule! Dacă tu sar peste, îți dau un premiu și... să-l pup pe gură. Băi, nu pot să cred că o să sară peste aia. Hai să vezi. Nu, mă, nu, nu, nu! Mi-a plăcut foarte, foarte mult și o să-mi fie dor de toată agitația asta. Poate dacă munceam cot la cot cu colegii mei, nu mi-era la fel de dor, dar acum chiar o să-mi fie dor de barman, de ospătărițe, de toată lumea și de neamari. Îmi pare rău că se termină serviciul, vă rog. Îmi pare rău că n-am venit de mai multe ori până acum. O să rămân cu o senzație mult mai plăcută de acum înainte când o să fac curat în casă. Tot a fost atât de frumos, dar foarte greu. Eu sunt mulțumit de toți cum ați muncit, dar eu trebuie să aleg tot timpul unul care a socializat mai mult, care nu prea mi-a ieșit mie din cuvânt. Și acela este Sore. Nu-mi vine să cred că eu am câștigat în primul și în primul rând, dar i-am spus și lui Neamărin, măi, Neamărin, nu mi-ai dat premiu, adică nu mi-ai dat premiu potrivit, nu mie trebuie să mi-l dai, dă-i lui Antonio, dă-i lui Ginei, că Gina a fost sfânta Gina. Neamărine, Neamărine, lasă spatala pe tine, lasă spatala din tine! Am avut plăcerea ca din toată munca noastră aici, o parte din banii care s-au adunat, să-i donăm Cameliei Duță, fata care pe mine m-a impresionat foarte mult când am văzut-o la România o talent. Dansul pentru mine înseamnă o a doua viață, să spun așa. Dacă mă doare capul, nu sunt genul să iau pastile. Îmi pun muzică, mă iau cu muzica, cu dansul, îmi trece. E un medicament care îmi rezolvă toate problemele. E ceva ce mă face să mă simt bine în largul meu. Camelia Duță! Nu m-am așteptat nicio clipă să ajung în finală, dar cu ajutorul lui Dumnezeu am ajuns. Și din somn am avut momente în care tresăream cu gândul că uite unde am ajuns. Până să ajung aici, am făcut singură repetiții. Am renunțat la să-mi cumpăr haine, un parfum sau ce-mi trebuie pentru a-mi lua papucei de step. Uneori chiar nu mi-am luat exact cât să mă satur să mănânc. Repetam singurică în servis unde am locuit și nu m-am așteptat să ajung până aici, să dea roade la ceea ce am făcut. Chiar dacă am îndurat aici mult. Am văzut emisiunea, știu. Am făcut-o de tot timp. Neamărin e un om sensibil și îmi place că, deși se pune la mintea noastră, că până la urmă noi suntem copii pentru el și pe lângă el, are sufletul tânăr și e normal să se emoționeze, că eu sunt convinsă că și eu, indiferent ce vârstă voi avea, dacă voi vedea vreun caz de genul ăsta, până la lacrimi. Și chiar acum vine să plâng pentru că o fată ca ea merită poate de 10 ori mai mult. Ai 3.000 de euro. Mulțumesc frumos. Sănătate maximă vă doresc. Te pup. Și-ți doresc să ții tot așa, să nu te lași, că vei reuși în viață. Mă bucur foarte mult că și noi am contribuit la premiul câștigat de Camelia și că putem să o ajutăm într-un fel. Și aș mai face asta de oricâte ori ar fi nevoie. M-am emoționat când am văzut-o. Ea era emoționată în primul rând. Probabil că nici ei nu-i vine să creadă că s-a făcut acest lucru pentru ea. Am mai fost o seară emoționată pentru că am reușit să facem un om fericit. Un om care merită acel ajutor. Și ne bucurăm foarte mult. În astfel de momente, uiți, dracu, că ai făcut insolație, uiți că te-ai zgâriat picior, uiți că l-ai mușcat pe unul dintre colegi de mână. Și eu vă doresc multă sănătate la toți care au muncit pentru mine și care m-au apreciat în primul rând. Și ce să vă spun, să fiți sănătos în continuare, să mai munciți pentru alții care poate o duc mai greu ca mine. Și nu știu... Sănătate maximă, că asta e cea mai bună lucrare. Încă o dată respect. Tu să-i folosești pe ăștia așa cum vrei tu.